Bine v-am regăsit la a doua parte a concertului nostru de colinde, ediție specială pentru Crăciun Virtual 2020. În a doua parte avem două invitate speciale pe care maestrul nostru soprana Gabriela Băncilă le-a adus special, le-a pregătit special pentru această zi de sărbătoare, 25 decembrie. Gabriela, îți las ție mână liberă să ne prezinți aceste minunății. Bună seara și bine v-am regăsit! În seara aceasta o să ne colinde și să ne încânte Maria Gianina Petra din Galați și, și Marina Răsuceanu din Gorj, din Giurgiu, mă scuzați. Deci avem toată țara reunită într-o altă ordine de idei. Gabriela, tu ești de la Vrancea. Avem Giurgiu, avem și Galați, Gianina e de la Galați, corect, sper să nu greșesc Gianina, deși Gianina e mai veche, da, aici în salonul nostru de Iris TV, dar dăm un călduros bun venit Marinei Ramona Răsuceanu, care am vrea să o cunoaștem mult mai bine în această ediție. Bineînțeles, lăsăm tot spațiul și Gianinei, care știm că deja s-a dezvoltat în proiectele ei sub îndrumarea maestrului nostru Gabriela Băncilă. Așa că vă las, fetelor, să-mi povestiți ce ați pregătit în această ediție specială de Crăciun virtual. Eu am pregătit două colinde, Galbenă Gutuie și Sus la poarta Raiului, și încă două melodii foarte dragi mie, Inimă nebună și Generația Z. Vai, ce frumos! De-abia aștept să vă ascult, fetelor, și aici noi în regie încercăm să vă transmitem aplauze virtuale și îmbrățișări virtuale. Te ascultăm, Marina! Thank you.
Le luați aici. Imediat. Gabriela, povestește-ne cum ai descoperit-o pe Marina. Marina m-a contactat, mama, pe Facebook și așa am început acum în decembrie lecțiile cu... Deci e de curând, e proaspătă în echipa, da. În școala, da, Gabrielei Băncilă. De-abia așteptăm să te ascultăm, Marina. Ești pregătită? Da. Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum că trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă guture, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici metale și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Luxul mamei cel mai mare când copil eu mai eram. Era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Bravo, Marina! Felicitări! Ce vârstă ai, Marina? Aproape 16 ani. Aproape 16 ani. Deja o domnișoară, nu? În plină regulă. Ce poți să mai povestești, Gabriela, despre Marina? Cum promite? Cum îi vezi traseul muzical? Eu, el e foarte talentat, nu știu, așa a vrut Dumnezeu. Eu iubesc ceea ce fac foarte mult, o fac din tot sufletul și mi-a dat Dumnezeu elevii pe care îi văd că ajung acolo sus, dacă ei continuă și muncesc și studiază, pentru că nu numai talentul, trebuie să ai doar talent, trebuie să și muncești, trebuie să și studiezi, da? Eu pe Marina o văd peste câțiva ani, viitorul apropiat, să spunem așa, sus. Chiar a fost la un festival online acum vreo 2 săptămâni, parcă, sau 3 săptămâni, unde domnul Andreea Romcescu a fost în juriu, președintele juriu, și i-a spus că are o voce foarte caldă. Foarte frumos! Felicitări, da. Felicitări, Marina! Să înțeleg așa... partea de pop, da, muzica ușoară ar fi cât mai aproape de tine. Cum definești tu, Marina? Chiar așa la început. Care e stilul pe care crezi tu că te definește pe tine sau care îți place? Cred că mă definește mult mai muzica ușoară. Sunt mult mai apropiată, melodiile sunt fix pe genul meu. Ea este foarte frumoasă și foarte drăguță și finuță și delicată. Mulțumesc!
ce frumusețe ai de partea ei, talent are, are voce foarte sensibilă și mă bucur tare mult că au avut încredere în mine și ea și mama și le mulțumesc pe această cale și Doamne ajută împreună să, să avem numai și numai realizări și satisfacții și să ajungem, să avem numai succese. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. O așteptăm, așteptăm pe Gianina să ne cânte ceva, le facem alternat. Cum, cum v-ați organizat, fetelor? Da, o melodie și o melodie, cred că e mai bine așa, nu? Nu? No? Gianina deja o cunoaște, trăiască Galațiul, care ne-a dat o asemenea minunată, minunat talent și frumos și talentat. Și de vreme acasă, nu? Erau oameni. Erau niște melodii cândva. Gianina, bineînțeles că se îmbracă. Trebuie să vă recunosc, fetul, îmi cer scuze, dar meseria mea de bază, de designer, trebuie să vă trag de urechiuțe că astăzi nu sunteți conform tendinței de Crăciun. Doar Gianina întrunește. Întrunește stilul, da, specific, măcar cel autentic românesc. Eu a ales să se îmbrace astăzi costumul popular, având, bineînțeles, aceste brodări superbe cu culoarea roșie, dar sunteți foarte frumoase, fete, numai că nu sunteți conform tendinței. Draga noastră, așteptați la treaba asta. Albul de aici duce spre zăpadă, albul amone duce spre zăpadă, Marinei, da. Bineînțeles, maestrul nostru trebuia să-și dea cu părerea. Trebuie să vă facem și această comunicare, că Gabriela Băncilă este noul nostru ambasador al brandului Iris în lume și noi îi mulțumim cu această ocazie. Ea este conform tendinței, da, să ne înțelegem, are multe detalii anilor 50, da, stilul actual. Ăla este stilul tău și stilul Iris deopotrivă, dar vorbim de Crăciun. Culoarea roșie, da, este foarte importantă de Crăciun. Dar astăzi vă trec cu vederea. Uite, Marina, aici sunt niște pulgișori. Marina, te așteptăm și la următoarea ediție a lecțiilor de stil. Uite, dragă, aici am pus fulgișori, vezi, de nea, uite, vezi, uite. Haide că te accept, de data asta, te accept. Dacă ți-ai fi pus un ruj roșu, treceai cu brio proba. Ei, s-a terminat. Păi atunci trebuie să pregătim, trebuie să vorbim cu moșul, mai avem timp până de seară, când totuși ar trebui, da, mânate toate cadourile, cine știe, poate cine moșul știe, Iris... Cine știe dacă la mine pe pandemie, pandemie poate, cu pandemia... Poate moșul Iris, direct din Italia, vă trimite ceva așa specific, care să vă fie de folosință, da, în lucrul vostru, chiar și artistic. Am vorbit destul pentru că vrem să o ascultăm pe minunata noastră Gianina. Gianina, ce ne-ai pregătit? V-am pregătit și eu două colinde și două colaje, o horă și o sârbă. Voi deci începe... ne invit și la joc, să înțelegem. Sigur. Chiar m-aș bucura. Te ascultăm. Voi începe cu colindul minunat Coborât-o coborât. Foarte frumos, te ascultăm, Gianina. Coborât-o coborât, Dumnezeu cu Petru Sfânt, să vadă ce-i pe pământ și creștinii cum mai sunt. Cobor într-o sară în sat, la casă de un bogat, până seara un bogat, gata-i cina de cina, îi gata dai pentru noi,
Noi pentru drumeți ca voi, Dumnezeu s-o supăra, și de acolo o pleca. Bravo! Bravo! Bravo, Gianina! Felicitări! Bravo. Ai o voce minunată și nu putem decât să-ți transmitem o îmbrățișare virtuală și un brățuleț virtual pentru minunatul colind. Mi-aduce așa aminte, nu-i așa, Gabriela, de copilăriile noastre când mergeam, eram deja la vremea asta, nu? Cu colindul, cu toți colegii, da, toți copiii în cartier. Da, vreau să la bunicii, la vecinii. Cred că erau cele mai frumoase sărbători ale anului, trebuie să recunoaștem. Deci, în seara asta, am avut o bucurie pe care n-am mai întâlnit-o din 2005. Eu n-am mai făcut sărbătorile în România din 2005. Aveam undeva 12 ani. Și în seara asta am auzit de fapt trompeta și instrumentele și era capra. Deci au trecut cu capra, dar eram de bucuroasă că mi-au dat lacrimile. Ia uite, domnule, erau pe aici prin casă numai cu bucurie, m-au în suflet. Și erau copii jos, ăsta era la etajul 2 și erau copiii jos și erau atât de bucuroși că a venit capra și toată lumea era, zic, uite mă cum era, dar noi aveam și zăpadă, când eram eu mică era zăpadă, din păcate. Așa este, mai ales la Focșani, da, în județul Vrancea, erau iernile acelea care atingeau chiar și minus 30 de grade, pentru că erau foarte aproape, foarte aproape de cositura Buzăului, în care ani și ani de-a rând erau acele blocaje, efectiv nu reușeai să ieși din casă pentru câteva zile, unde se adunau vecinii, da, cu lopețile, cu mic, cu mare, să dezăpezească, să ieșim la primul săniuș, să realizăm, nu, primii... cum se chemau, acei oameni de zăpadă, nu? Pe care noi fiecare în vecinătatea lui, nu? Încerca să-i dea așa un stil comic, evident, nu? Era nasul din morcov și așa mai departe. Era foarte, foarte frumos. Ne pare rău, fetelor, pentru că voi nu puteți să trăiți astfel de sărbători chiar tradiționale românești, dar faptul că voi încercați prin spiritul vostru să mențineți, da, aceste tradiții, chiar și fără zăpadă, chiar și într-un an atât de dificil pe care îl trăim la nivel planetar, nu numai în Italia sau în România, asta vă face onoare și eu vă felicit și vă urez tot succesul și tot binele și să mențineți tradițiile românești. Bine, nu avem zăpadă. Nu avem zăpadă, dar important e că avem sărmăluțe, răcitură, cozonac. Și cel mai important. Chiar și pentru românii din diaspora și în special în Italia, pentru că știm că cea mai mare emigrație, da, comunității române se găsește pe teritoriul italian. Noi am făcut așa o vizită, cât am putut să o facem virtual, în diversele case ale românilor aici în Italia și trebuie să recunosc că tradiția era la ea acasă, tradiția românească de la împodobirea bradului, podoabele, bucătăria tradițională românească, am văzut chiar și calta boș, da? Care îmi povesteau româncele noastre că nu este foarte simplu să realizezi un calta boș cu ingredientele italienești, bineînțeles, pentru că și carnea, da, se schimbă gustul, da? Dar totuși ele au încercat să dea așa spiritul ăsta românesc. Am văzut, nu, și în prima parte
o mămică de regla Roma, da? Deci pe mama micuțului nostru, Luca Antonio, el deși avea 4 anișori, născut în Italia, da? După tradițiile evidente, nu, a neamului italian, el iubește România și a vrut să continue tradiția. Sărmăluțele, știi? Sărmăluțele, că l-am văzut că este foarte... Da, tot Marina, ne mai întâlnesc cu ceva? Vrem să o ascultăm pe Marina. Sigur. Vă voi cânta în continuare un colin sus la poarta Raiului. Ai, ce frumos! Publicitate. Da. Publicitate. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului, paște turma Tatălui, turma Tatălui. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Dar la poartă cine sta, oare cine sta? Da, chiar Maica precista, Maica precista. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Lângă ea un legănel, leagă-n legănel, un copilaș în el, copilaș în el. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Copilașul când plângea, pruncul când plângea, Maica Sfântă legăna, Maica legăna. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Bravo! Bravo! Bravo, Marina! Doamna maestru, ce îmi spuneți de minunățile astea două? Da, acum vreau să spun, nici nu știi cum face inimioara mea când aud cântând și atât mă bucur. Doamne Dumnezeule, mai trebuie, cred că, vreo 3 inimi să mă bucur. Tare mesră. Mi-e mândră dintre ei. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Gabriela Băncilă, și tuturor, dragii mei, tuturor, să depășim acest an sănătoși. Dar așa cum v-am tot repetat în decursul acestui an, trebuie să ieșim nu doar fizic, da, sănătoși, trebuie să ieșim fizic și mental. Iar pentru asta avem nevoie de muzică, avem nevoie de artă, avem nevoie de tradiții, da? Nu pot muri toate acestea, da? Noi, este hrana sufletului și a minții noastre. Așa că susțineți arta. Știți că acest concert live pe care l-am realizat, în primul și în primul rând, datorită contribuției și organizării a sopranei noastre, Gabriela Băncilă, se datorează doar acestui fapt.
chiar dacă suntem departe, chiar dacă suntem în lumea virtuală, trebuie să luăm partea bună, nu, acestui lucru. Și așa naște această ediție specială pe care deja am început-o de ieri, 24 decembrie, și va continua până pe data de 1 ianuarie 2021. Un Crăciun l-am numit noi virtual și un anul nou. Așa că o să vă așteptăm cu muzică, cu divertisment, o să și dansăm. Facem tot ce putem, chiar dacă nu reușim să ne vedem, dar această îmbrățișare virtuală alături de micii noștri talente și nu numai, pentru că o să vedeți pe toate vârstele și pe toate gusturile în această ediție specială de sărbători. Bineînțeles, va fi în mai multe limbi, așa ca să-i mulțumim pe toți, nu doar în limba română, și în italiană, și în engleză. E de toate pentru toți. Așa că stați aici cu noi, în salonul Iris TV, pentru că v-am pregătit cu un zâmbet, spunem noi, un program de voie bună și de distracție și muzică de calitate. Din Janina, păcate, ce ne cânti? Vreau să spun că, din păcate, nu sunt toți elevii prezenți. Au putut fi decât vreo 20% din ei, așa, și pe 24 și pe 25 decembrie, pentru că au fost, știți cum e, toată lumea are treabă, toată lumea e cu treabă. Cu caltabor și cu sarmale, știm lucrul acesta. Dar da. Noi oricum, după cum vă spuneam, chiar dacă Crăciunul se termină în seara asta, dar noi mai suntem și mâine, așa că nu se știe. Noi vă așteptăm. Trei zile Crăciunul, nu? 3 zile avem Crăciunul, nu? Păi ca așa la nuntă, 3 zile și 3 nopți. Ca la nuntă, dar noi suntem obișnuiți. Ca la noi, ca la focșani, nu? Oricum, Gabriela, ți-am pregătit niște surprize din trecutul tău profesional. Sper să-ți facă o plăcere. Sper să-ți facă plăcere. Eu imediat. Nu că se strică make-up-ul și nu suntem acolo cei din echipa Iris ca să-ți dăm o ajută. Las, facem altul. Păi atunci vrem să dansăm și aș vrea totuși, Janina, să ne cânte ceva. Ne invită la dans. Sigur, vă cânt un colaj de hore. Ai. De-abia aștept. Uite, noi aici în regie facem o horă virtuală și te susținem. Te ascultăm, Janina. Thank you.
Bravo, Janina! Ne-a venit așa voia de a, de a dansa, ne este așa dor de o nuntă. Da. Trebuie Doamne. Să recunoaștem. Sau de concertele noastre live, Gabriela, câte evenimente nu Doamne. Am făcut, câte ore nu am dansat, chiar și aici în diaspora, în Italia. Și trebuie să recunosc că spiritul românesc întotdeauna s-a... a plăcut, da, și a fost surprins plăcut chiar și din partea celor care îl urmăreau. Mi-aduc aminte aici la Milano, cu ceva ani în urmă, am început această ediție a Festivalului Tradiții și Valori Românești, aici pe teritoriul Italiei. Iar vreo câțiva ani la rând am realizat acest eveniment în Castello Sforzesco, în centrul Milanului, un loc consacrat pentru paradele de modă, în primul și în primul rând, și să vezi o horă românească și o paradă a iilor și costumelor populare românești cu așa cu muzică și cu voie bună și să vezi că toți turiștii se opreau să vadă, da, să admire și erau plăcut impresionați de spectacolul nostru, spectacol autentic românesc. Așa că felicitări fetelor pentru că continuați de la o vârstă așa de fragedă și niște timpuri atât de dificile, continuați tradițiile noastre românești. Gabriela, vrei să ne spui câteva cuvinte despre Janina? Pentru că Janina e deja consacrată în lumea ei, da, deja și-a luat o stradă a ei, dacă vrem să o definim așa. Da. Las maestru să povestească. Ce stradă? Chiar vroiam să-ți mulțumesc pentru că tu mi-ai făcut cunoștință cu Janina și m-ai rugat să mă ocup de ea. Deci este un talent deosebit. Îți aduce aminte de prima dată când ne-ai trimis. Pentru că Irina Țirdea întotdeauna s-a ocupat de talente și eu sunt un talent al Irinei Țirdea. Da? Facem ce putem. Sensibilitatea mea către partea artistică întotdeauna a primat, da, în toate activitățile mele și nu puteam să nu mă ocup de țara mea dragă și de talentele mele minunate, așa, pentru a arăta
adevărata fața a României, da, peste hotare, pentru că e un lucru pe care noi trebuie să-l facem și nu este scontat, pentru că nu-l face toată lumea și nu-l face toată lumea nu neapărat că trebuie să fii profesionist sau nu, sau trebuie să te ocupi de lumea asta. Fiecare dintre noi trebuie să dea un exemplu și să nu uite că e român oriunde el s-ar afla. Să încerce în puținul lui, în realitatea lui, nu, în perimetrul lui, să facă câte ceva și atunci se va face diferența, fără doar și poate. Și da, acesta este un exemplu. Pentru mine e o realizare să o văd pe Gabriela. Suntem la 11-lea an de când ne cunoaștem și de când lucrăm cu talentele, cu arta, cu tradiția românească. Și iată că pe zi ce trece cunoaștem alte talente pe care reușim să ne ocupăm fiecare, nu, în dimensiunea lui, evident, în profesia lui, dar pentru asta trebuie să fim o uniune, o comunitate unită pentru a face diferența. Unirea face forța, așa este. Felicitări, da, Gianina, încă o dată, dar totuși, Gabriela, nu ne-ai răspuns la întrebare, pentru că Gianina mai am văzut-o. Cântăreț de muzică populară. Asta vrea să spun acum. Păi dacă nu mă lași. Vă rog. Vă rog. Ce onoare am, Doamne. Deci, spuneam că te-am mulțumit pentru că prin tine, da, am cunoscut-o și am cunoscut-o pe Gianina și m-a rugat să mă ocup de ea, de talentul ei și de cariera ei. Și de prima dată când am ascultat-o, ți-aduce aminte că mi-ai trimis, mi-ai tot spus tu că ai o fată din Galați, că ai o fată din Galați și vrei să o ascult și să o ascult. Trebuie să recunosc că nu mi-aparține mie, deci talent scout-ul a venit din partea asistentei mele, Claudia, care o și salutăm pe această ocazie astăzi. Nu reușim să fim împreună, suntem doar în mod virtual, pentru că noi în Italia suntem iarăși blocați. Dar, da, bineînțeles, chiar dacă suntem departe, noi, echipa Iris, lucrăm din punctul acesta de vedere. Deci, Claudia, nu mi-asum meritul, eu am doar continuat, da, partea, dar Claudia a fost cea care a recrutat în primă fază. Da, și de prima dată când am ascultat-o, ți-am spus, wow, ce prezență scenică, ce timbru, talent, este un talent, dar un talent deosebit, care prin muncă și prin tehnica corectă și prin repertoriu corect, pentru că ceea ce fac eu cu Gianina și ce am făcut până acum a fost lucruri destul de grele, dar frumoase, în sensul că Gianina poate să cânte și Banat, și Ardeal, și Maramureș. Deci Gianina poate să cânte orice, de la muzică deci ușoară până și polivalentă. Este un artist muzical polivalent. Da. Foarte important lucrul acesta. Și operă, să știi. Deci ea are un timbru deosebit. În toate genurile de muzică merge. Și este și frumoasă și drăguță și e o bucurie să fac lecția cu ea, că e foarte veselă, foarte veselă și râdem așa la lecții și mă bucur tare. Am elevi deosebit, toți sunt deosebiți în felul lor și te iubesc pe toți în mod egal și să nu se înțeleagă, deci pe toți iubesc în mod egal și fiecare în parte, chiar dacă are un stil, spre exemplu cum e Marina, da? Are doar un stil muzical, dar ea acolo în stilul ei este unică și are, cum am spus, și vocea este sensibilă și frumusețea și tot, atitudinea și cum se îmbracă pe scenă, da? Ținuta scenică. Deci fiecare dintre ei sunt unici, sunt deosebiți, da? Fiecare are talentul și menirea lui de la Dumnezeu, darul lui de la Dumnezeu, da? Sunt copii minunați și părinții. Vreau să-i salut pe părinți, pentru că contează foarte mult să ai un părinte care să te susțină și să dea înainte cu copilul, să-l susțină și financiar, să-l susțină și moral, psihic, da? E foarte important să-l încurajezi copilul și să-l motivezi.
Este foarte adevărat. Artistul nu poate să existe dacă nu are în primul și în primul rând sprijinul familiei sau cel puțin persoanele care sunt responsabile, da, de creșterea lor, da, chiar și cea profesională, de a avea un bun maestru, și ultima parte mi aparține, da, deci presa trebuie să facă și partea ei, da, pentru a transmite mai departe, da, talentul. Așa că uniunea face forța. Fiecare dintre noi avem un rol important, nimeni nu-l poate înlocui pe celălalt și atunci fiecare încercăm să dăm cei mai bună din noi. Cine ne pregătește acum următoarea melodie, Marina? Da. Următoarea melodie este Inimă nebună. Te ascultăm. Imediat. Avem două reclame. Fetele noastre promit bine, vor să-mi ia locul. Când va fi posibil, vă aștept cu drag, voi reveni și eu în România fizic, imediat cum viața noastră va reveni la normal și va fi o bucurie să realizăm aceste emisiuni în viața reală, da? Nu doar cea virtuală. Dacă snor pe fața ta și cerul te apasă, dacă nu vei mai putea să găsești drumul spre casă, cheamă-mă și am să vin să-ți încălzesc inima cu suflet de iubire plin, a ta prima și ultima. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată, de ale tale amintiri inima mea nu vrea să se despartă. Tu știi că unele iubiri rămân acolo pentru totdeauna, cum să te cerți pentru amintiri cu o inimă nebună. În clipele când ai să țipi și ei n-o să audă, când din tine ai să rupi și nimeni o să vadă, crede-mă, eu am să știu ce știe doar o inimă. Tu cheamă-mă și am să vin să-ți fiu zâmbet și lacrimă. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată, de ale tale amintiri inima mea nu vrea să se despartă. Tu știi că unele iubiri rămân acolo pentru totdeauna, cum să te cerți pentru amintiri cu o inimă nebună. Cine știe mai bine ca mine dacă ți-e rău sau ți-e bine, oriunde ai rătăci, eu tot te voi găsi. Cine poate cu o mână să te aprindă, cu inima să te cuprindă, spune-mi și am să vin să fiu al tău destin. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată, de ale tale amintiri inima mea nu vrea să se despartă. Tu știi că unele iubiri rămân acolo pentru totdeauna, cum să te cerți pentru amintiri cu o inimă nebună. Bravo, Marina!
O iubire care nu o să se uite niciodată este iubirea de patrie, iubirea de România. Eu am simțit-o așa, probabil că fiecare, probabil că fiecare dintre noi a simțit-o în felul său. Trebuie să recunosc, Marina, e prima oară când o ascult, eu personal, prima oară invitată aici în salonul nostru pe Iris TV, și trebuie să recunosc că ne transmite. Deci transmite ceea ce trebuie, da? E adevărat, doamna maestru? Exact, aia am zis-o ei, asta. Transmite foarte, 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 foarte mult. Transmite foarte, foarte, foarte bine, foarte, foarte bine. Bravo, Marina! Vrem să o ascultăm pe Gianina. Gianina, acum ai, acum. Acum. Gianina e cu petrecerea, da? Deci pentru cei care vă era dor de o horă, de un dans, că deja așa nu dansăm de foarte mult timp, acum aveți ocazia, da? Pregătiți-vă în saloanele voastre, dragi români, și nu numai, pentru că oricum muzica este universală, da? Și chiar dacă nu se înțelege, dar ea se simte. Așa că cu Gianina și cu maestrul nostru, Gabriela Băncilă, vă invităm la o sârbă, corect, Gianina? Da, foarte corect. Hai, da! Să te ascultăm! Gabriela, fă-ne fericit și încearcă să interpretezi melodia, măcar o frază. Eu cântam, dar nu m-ați auzit voi. Eu cântam. Cum se numește această melodie? Asta e sârbă de demult? Nu. Nu. Se numește Văzut tinerețea mea. Eu aș vrea totuși, dacă puteți să-mi faceți măcar o frază, să o interpretați. Maestru, vreau să cânte. și elevul să interpreteze. Reușim să facem? Să vedem, nu știu. Vedem ce iese, haideți. Noi vă susținem, noi așa, Marina. Noi întindem sârba. Noi întindem sârba. Haideți.
Tu ne oare te grăbești o Păzi tinerețea mea, mă. Păzi tinerețea mea, de unde este dulcea? E te vezi cum ești, de oare se grăbești o fost? Tinere, te vezi cum ești, unde oare te grăbești? Hor la major, trandafir de la Moldova. Eu nu prea aud orga, deci se aude, eu cânt așa, bine, nu știu cum se aude. Se aude bine, se aude bine, dar dacă îmi faci un trandafir de la Moldova, îți mulțumesc pentru Crăciunul. Îți mulțumesc pentru cadoul de Crăciun anticipat. Să vedem cât de rapid. De la Mocșan te-aș iubi dacă-mi dai bani, mă. Păi trandafir de la Focșan, ai noroc și la mulți ani, mă. Lungă, lungă iarbă-i vezi, te-am iubit, nu mai vezi. Și-o mâncă de tot, dar băi, ce-am iubit s-o cura. Păi trandafir de Rădăuț, bine să nu mă uit, mă. Ai trandafir de Rădăuț, bine să nu mă uit, mă. Pentru că iar de verde, bine să mai vezi. Ciopul verde nou, scată, mă, să-mi iubiți s-o scuturat. Brave, bravo, fetelor! Mulțumesc, Gabriela! Știu că este foarte dificil, pentru că nu se aude nici intonația cum trebuie, dar nici orga, dar cred că este atât de evident și asta s-a simțit și s-a auzit talentul tuturor, așa că chiar dacă suntem pe online, bineînțeles că sunt foarte multe problematici tehnice, din păcate, astea sunt, cum ne place nouă să ne spunem, în direct se întâmplă lucrurile astea, dar cred că asta e frumusețea. Nu pentru că suntem autentice. Hai să cânt o strofă, dacă ți-aduci tu aminte, bine cu asta mai cunoscut. Ia să e bună, ram ta ga ta ga ta ga dai, acolo lumea s-a adună, ram ta ga ta ga ta ga dai, unde jos veselie, ram ta ga ta ga ta ga dai, acolo ni drag și ni, ram ta ga ta ga ta ga dai, de Doamne la om noroc, tai ra ga ta ga ta ga dai, și de la muncă și la șoc, tai raga daga daga da, și la muncă și la șoc, tai raga daga daga da, și la dragoste cu foc, tai raga daga daga da. E sărbătoare și răsună muzica,
E voie bună la tăsaltă inima. Ra da ra da ra da ra da ra 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 da 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 da. Mulțumesc mult! Cum să nu mi-aduc aminte, Milano 2010, Românii au talent în Italia. 11, Românii au talent în Italia, aici la Milano, prima ediție pe care am organizat-o, câștigătoare Gabriela Băncilă. Trebuie să recunosc că întâlnirea a fost fenomenală, trebuie să recunosc. De altfel ne-au acuzat, eu fiind focșăneancă, ea focșăneancă, ne-au acuzat că am căutat-o în mod deosebit, dar chiar era pentru prima oară când o vedeam. Pe scena României au talent aici în Italia, prima ediție. Mulțumesc mult! A fost un cadou minunat, Gabriela. Mulțumesc tare, tare mult! Următoarea, cine se pregătește? Marina? Da. Voi cânta generația Z. Publicitate. Trec ține trase la Indigo, mergem la școală sau la birou, în hanorac sau într-un saco. Viața nu-ți face niciun cadou, azi e mai bine și mâine e rău, dar o luăm de la capăt din nou. Sus, 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 fără frică de zbor, simtim acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor, simtim la vise și le împlinim ușor. Sus, 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 fără frică de zbor, simtim acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor, simtim la vise și le împlinim ușor. Bravo, Marina! Ești minunată! Ești o de care nu știi, dar ești în tine un supererou. Dragostea nu e doar un cuvânt, o simt în cei ce mă ascultă cum când îmi dă aripi după fiecare show. Sus, 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 fără frică de zbor, simtim acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor, simtim la vise și le împlinim ușor. Sus, 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 fără frică de zbor, simtim acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor, simtim la vise și le împlinim ușor. Suntem generația Z, cu sufletul independent, cu muzica în gând și în piept. Suntem generația de, cu sufletul independent, cu muzica în gând și în piept. Bravo! Bravo! Bravo, Marina! Ești minunată! Generația Z, foarte, foarte frumos. Cui aparține această melodie, Gabriela? Cred că Ileana Beregoi? Da, da, da. Da, da. Oh, yeah! Eu m-am spus! E foarte interesant, foarte interesant. Pentru mine prima oară, trebuie să recunosc că sunt destul de detașată de noutățile din acest moment pe piața românească, dar prin voi sunt în această seară, sunt deja la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Și vorbim de această seară, Crăciun. 25 decembrie. Janine, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Buon Natale a tutti! Nu putea să lipsească simbolul, vă aduceți aminte? Ai, mă! Vrei să plâng?
Nu suntem într-o ediție a gossipului și n-aș vrea să apară așa în toate tabloidele. În salonul Iris TV, Gabriela Băngila a început să plângă, dar aș vrea să se știe că s-a emoționat așa, în mod real, nu fictiv. Gianina, te ascultăm. Vă cânt Colinda Crăciunului. Un colind chiar foarte, foarte frumos. Uite, vezi, eu sunt pregătită, sunt îmbrăcată de Crăciun, da? Am și simbolul, un simbol pe care putem să-l luăm și cu noi în poșetă, da? Să-l avem tot timpul, chiar și pentru cine probabil chiar nu-și permite să aibă un brad sau să aibă podoabele, da? de Crăciun. Dar măcar așa, un mic simbol, sau dacă nu, în inimile noastre. Te ascultăm, Gianina. Noi umblăm să colindăm oi da leruiler, pe Hristos să lăudăm. Și-om umblat din casă în casă, oi da leruiler, doar la cei care ne lasă. Că la toți le-om spune iară, oi, daleruile, ce odată se întâmplară. Colo-n țara evreiască, oi, daleruile, Maria apucă să nască. Însă la șuvitelorul, oi, da, leruiler, jos în ieslea boilorul. Pruncul sfânt ce îl nascură, oi, da, leruiler, fără o leacă de căldură. Bravo! Bravo! Bravo, Gianina! Bravo. Mă uit la fața, da, la expresia maestrului vostru, dragele mele, și văd așa, se vede pe chipul ei, nu? Cum îi crește inima când interpretați. E meritul vostru, dar este și meritul ei pentru toată munca și dedicația pe care vă acordă și pentru mine este o onoare ca astăzi în zi de Crăciun, alături de voi, am deschis casele românilor și în special românilor de pretutindeni. Noi vă urăm Crăciun fericit și sărbători fericite și nu uitați că acest an trebuie să se termină. Mai e foarte, foarte puțin, nici măcar o săptămână, așa că trebuie să-l uităm și să ne așteptăm că un 2021 va fi mult mai plin de bucurii, de voie bună și de tradiții de valoare, plin de muzică și de artă și de oameni minunați, români minunați care ne reprezintă România peste, iacăte, și peste hotare, așa cum se cuvine. Gabriela, îți las ultimul cuvânt ție. Nu știu dacă mai exista ceva în programul vostru, fetelor. Eu sunt încă aici. Dacă nu, Gabriela, te ascult. Ultimul mesaj către dragii noștri telespectatori. Da, îmi dai mie cuvântul când eu m-am emoționat și încă am un nod în gât aici. Păi da, dar trebuie să fii autentic, trebuie să-l vedem cum te-ai emoționat. Până acum am plâns numai eu, așa că îți mai las și ție. Noi facem o bună echipă, totdeauna am făcut-o, așa că nu puteai să mă lași singur aici pe canapeaua mea de Iris TV să plâng singură, nu să mă emoționez doar eu. Da, te copleșești așa emoțiile, poate unii zic că... Ce motiv ai, dar eu mă bucur tare mult când
Când pentru fiecare strofă, pentru fiecare vers care... Vai, a cântat perfect! Vai, uite, și strofa asta, ea a fost perfectă! Deci, de mai mă emoționez pentru că vă dați seama că eu pun suflet și mă bucur pentru ei, pentru că e viitorul lor, în primul rând, chiar dacă asta e meseria mea. Și după ce termină cursul cu mine, să rămână cu ceva și mă bucur că... Sunt copii foarte talentați și muncitori și studiază și așa mai departe. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Gianina și Marina. Mulțumesc, Irina, pentru că ai acceptat, să vă colindăm așa, acum, anul ăsta, online. Da, anul ăsta e online, dar la anul va fi fizic. Asta este o promisiune. Așa că vă aștept nu numai la anul, când veți dori, veți ști că salonul nostru, televiziunea noastră este întotdeauna deschisă pentru voi și vă aștept și cu melodiile inedite, da? Melodiile scrise, nu? Și realizate pentru voi, nu-i așa, Gabriela? Pentru că știu că sunt noutăți, nu? Dar poate ni le transmis până la sfârșitul anului, în ediția pentru anul nou. Ne faci surpriza asta? Nu putem să facem, nu avem cum, pentru că trebuie să avem orchestrații, linii melodice. Bine, linii melodice sunt gata, dar orchestrațiile trebuie să tragă vocea deci în studio. Deci aveam dreptate că sunt niște noutăți. Da. Deci, fără să vrem, scupul zilei l-am aflat. Nu contează exact când îl vom asculta, dar e adevărat că ele există. Asta este cel mai important, nu? Așa că noi le așteptăm cu noul an 2021. Vă stăm la dispoziție, vă așteptăm cu mare drag cu noile voastre melodii, da, atât text cât și voce și orchestrație, așa o muncă titanică alături de maestrul nostru, soprana Gabriela Băncilă. Încă o dată, Crăciun fericit, sărbători fericite și vă aștept, bineînțeles, și mâine să continuăm ediția noastră specială a sărbătorilor Crăciun Virtual 2020. Pentru voi a fost Irina Țârdea și vă aștept și mâine. Numai bine! Pe curând! Merry Christmas!